Doamnelor și domnilor, dragi telespectatori, dacă este miercuri, iar ceasurile au bătut ora 21, cu siguranță în atenția dumneavoastră vine la TV Plus Regional emisiunea Suceava în direct. O emisiune care încearcă să vă aducă în atenție de fiecare dată ce se întâmplă prin județul Suceava, prin municipiul Suceava, prin Bucovina și prin Moldova, dar în special județul Suceava. Mulțumim că și în această seară sunteți alături de noi și promitem să nu vă dezamăgim, pentru că multe au fost lucrurile interesante care s-au derulat pe parcursul weekendului trecut, dar printre ele s-a numărat așa în prag de sânziene și festivalul concurs Rezonanțe Udeștene, unul care a ajuns la cea de-a 24-a ediție anul acesta, o vârstă frumoasă, ce mai, cu care puține evenimente culturale asemănătoare din țară se pot lăuda, știm prea bine, multe pornite cu și mai mare tam-tam decât festivalul concurs Rezonanțe Udeștene, dar care s-au stins la fel de repede și răsunător așa cum au început. Iată că organizatorii de la Suceava se încăpățânează să facă în fiecare an o ediție și mai atrăgătoare pentru concurenți din toată țara, nu vorbim doar de județul Suceava, pentru că festivalul este de aproape 18 ani de zile un festival internațional, dacă nu și mai bine încă de la începutul lui. E, festivalul concurs a desfășurat ca și la edițiile anterioare pe parcursul a două zile în municipiul reședință de județ și bineînțeles localitatea Udești, un izvor nesecat de valori pentru penița românească, pentru tocul din România, dacă vreți dumneavoastră să-i spuneți așa. Nu puteam să nu fim și noi prezenți acolo și nu puteam să nu vă aducem măcar frânturi în atenția dumneavoastră cu ceea ce s-a desfășurat pe parcursul a două zile în cadrul festivalului. Manifestarea s-a denumit inițial Magda Isanu și Eusebiu Camilar Constantin Ștefuriuc, dar de câțiva ani și-a schimbat denumirea în Rezonanțe Udeștene, păstrându-și însă atractivitatea pentru tinerile talente, așa cum vă spuneam. Debutul ediției din acest an a avut loc, ca și în edițiile anterioare, la Biblioteca Bucovinei I.G. Zbiera, vineri 21 iunie, bineînțeles cu primirea invitațiilor care și în acest an nu au fost deloc puțini la număr. Așa cum se întâmplă de fiecare dată când se întâlnesc mai mulți oameni de cultură sub același acoperiș, pe lângă cuvintele alese, rostite de fiecare dintre participanți care a dorit să ia cuvântul, nu au putut lipsi momentele anecdotice, momentele umoristice, dar și lansarea celui de-al treilea volum al colecției de reportaje Trasee de reporter, semnat de regretatul Mircea Motrici, el însuși fiu al Udeștilor. Și da, o imagine vorbește cât 1000 de cuvinte, așa că vrem să venim și noi în atenția dumneavoastră cu imagini, după care ne întoarcem. Mă bucur să fiu astăzi din nou la Udești, care, iată, într-adevăr este o vată de cultură, pentru că organizează acest festival care a devenit unul de tradiție, unul care acoperă întreaga țară. Numărul mare de participanți la acest festival spune totul. În condițiile în care în alte zone din țară, la alte concursuri, am înțeles că participarea a fost anul acesta destul de restrânsă, iată că la Udești i s-a dus renumele și tinerii aspiranți la ceea ce reprezintă meseria de scriitor au ales Udeștiul pentru a concura și pentru a se întâlni aici, în Udești, în pitorescul Udești. Vă felicit, domnule primar, că iată lucrurile merg atât de bine, că au reușit să organizați an de an la modul superlativ acest festival. În ceea ce privește concurenții, pentru că am făcut parte din juriu, vreau să spun că
au fost de o valoare reală, sunt persoane care pot să ajungă cu adevărat scriitori, ceea ce își doresc de altfel, bănuiesc din moment ce au participat la acest festival. Vă felicit încă o dată pe organizatori, aici îmi includ și pe domnul Manole și pe cei de la Centrul Cultural, pentru că, iată, au făcut ca acest festival să continue și, practic, continuă nu doar un festival, ci o tradiție culturală, ceea ce, într-adevăr, îi face pe cei de la Udești să spună cu mândrie faptul că sunt o vatră de cultură. Iar cultura este, nu, progresul civilizației și mă bucur că, iată, la Udești s-a conștientizat importanța culturii. Vă felicit și le urez mult succes în continuare tinerilor creatori de literatură. Sunt bucuros că sunt din nou la Udești, când am mai fost acum 2 ani, cred, la ediția de acum 2 ani. Mi-a plăcut foarte mult, am făcut și un fotoreportaj. De unde ați făcut un fotoreportaj extraordinar? Un fotoreportaj pe blogul meu, ceea ce sper că fac și astăzi, dacă apară de fotografat al tovarășii mele funcționează. Periplul prin cimitir a fost unul dintre punctele forte ale acelui fotoreportaj. Da, e și inedit. La niciun festival în țară nu se merge în pelerinaj la cimitir. Ceva, și o să-mi confirme și copiii ceilalți. Inedit, la sfârșit, așa, după evenimentele din program, a fost un recital de poezie în căruță. Iarăși, de neuitat, ca să zic, o să fiu și eu bătrân la un moment dat, deci înainte de moarte, să zic, ne recitam cu zi. Nu trecut, căruța a clacat, nu știu dacă e și gata. S-a reparat. S-a reparat. Reziste. Vreau să-i doară și din cauza greutății mele, dar nu știu, dar sigur, dar copit. Vreau să-i felicit pe organizator, fac un lucru extraordinar aici, pentru că eu stau într-un oraș cultural, unde au loc mereu evenimente culturale și n-aș spune că toate sunt la nivelul unui eveniment precum cel de organizat aici. Așa că drum bun tot înainte. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să fiu din nou aici. Iorica, tu ești vedetă în acest acest. Nu te-am vedetă. Vedetă-i Paul, nu sunt de ce. Și așa cum afirmau unii înțelepți că numai un maestru poate recunoaște un maestru, numai un primar plin de înțelepciune și de valoare poate să perpetueze un festival de valoare și să primească cu dragoste aici niște scriitori și pentru asta vă felicit din inimă că vă faceți timp, acordați importanță și respect acelor oameni care, bineînțeles, vor duce gloria comunei peste ani și ani de zile. Această ediție a festivalului mi se pare plină de lumină și condensată prin valoarea invitaților, prin ceea ce s-a petrecut și se petrece în continuare aici, adică poezie, proză, reportaj la cel mai înalt nivel. Dincolo de întâlnirea fericită la Udești a scriitorilor din toată țara, pentru că vedeți noastră, este un moment important pentru noi să ne întâlnim cu scriitori din toată țara aici la Udești. Dincolo de acest aspect, este cu atât mai important ca tinerii viitori scriitori să aibă locul și motive și prilejul să concureze între ei, să arate ceea ce știu, să-și manifeste talentul. Din câte am înțeles de la organizatori, într-adevăr, nivelul prozelor, ale poeziilor și ale reportajelor literare care au fost înscrise în concurs a fost deosebit de ridicat, chestiune care nu poate decât să ne bucure. Urăm succes în continuare organizatorilor, partenerii noștri fideli și la Trafie Vineștiene și la Nichita Luna lui Marte și la Rezonanțe Udeștene și la festivalul Ion Cosmei care a fost la a doua ediție. Și să ascultăm poezie, să ascultăm proză, de pe aștept momentul în care tinerii viitori scriitori vor citi din lucrările pe care le-au primit. Prietena noastră, Gărica, spunea că un primar extraordinar,
scriitori extraordinari, există o zi a scriitorului, nu de mult. A fost marcată mondial. Ar trebui să fie marcată mondial și o zi a primarului. Poate că este. Un moment deosebit este Casa Mutrici, la jurnalistului Mutrici, unde în curte, o zi superbă de vară, ca acum așa pe soare, tinerii citeau o căruță, o atmosferă frumoasă. Eu aveam o aparatură așa cum sunt băieții și de aici cu mine. Le-am pus la barieră, le-am luat sunetul perfect. Și de câte ori am ocazia, chiar mă uitam acel reportaj, îmi pare că nu am văzut încă la dumneavoastră. Poate până la urmă să ajungă. Pentru că eu cred că sunt deja 3 ani de zile când am făcut acel reportaj la dumneavoastră. Dar e bine că acest festival s-a împământenit ca o formă clară a tradiției bucovinene, dacă vreți, și a literaturii române contemporane. Mă bucur că acest concurs de literatură pentru tineri și pentru debutanți continuă să aducă în fiecare an autori inediți, proaspeți și care promit cursă lungă în zona literară. Și că spun zona literară și pentru că și eu urmăresc tineri autori și îi chem în revista zona literară să publice sau să debuteze. M-aș bucura și astăzi să găsesc aici astfel de tineri scriitori și debutanți pe care să-i provoc să publice. Și ca o recomandare pe viitor, vă fac o propunere, în calitate de editor, puteți alcătui o antologie a tuturor laureaților acestui festival, pe care vă mulțumesc și public. Da, cea de-a doua zi a manifestării a fost găzduită în totalitate de udeești, unde activitățile au debutat la primăria din localitate, gazdă primitoare fiind, bineînțeles, chiar edilul șef al localității. Trebuie să spunem că am avut parte și de o zi superbă, una care a oferit o strălucire și mai specială acestei ediției din acest an a festivalului concurs. Festivalul se cheamă Rezonanță Udeștene, înainte se chema Eusebiu Cămilar și acum reunește mulți oameni care s-au ridicat din comuna noastră și noi care astăzi îi comemorăm, sărbătorim, că sunt și mulți în viață, pentru că ridică statutul comunei noastre la un nivel mai înalt. A 24-a ediție e mult, e puțin? E mult a 24-a ediție și din ce în ce ea crește mai mult. Adică mă refer că crește în sensul că participă mai mulți și mai mulți scriitori și prozatori și poeți de la noi aud de acest festival și se întrunesc aici în comuna noastră. De fiecare dată au fost doar cuvinte de laudă la adresa organizării. Cât de greu este să organizați în fiecare an Rezonanță Udeștene? Ca orice festival sau ca orice vrei să organizezi, indiferent că este Rezonanță Udeștene sau așa, este greu. În sensul că de la bani până la ultima clipă când plecăm acasă la orele 16 sau 17. Dar le rezolvați pe asta. Sigur că da, da. Știți cum punem problema așa? Nici nu vrem să ne facem de rușine. Este Udești inima culturii, cel puțin a județului Suceava, pentru două zile? Nu pot să spun că este. Pot să spun atât că sunt mulți de aici care au plecat în cultură. Adică sunt mulți poeți, mulți prozatori de aici, de la Udești. Suita oamenilor de cultură, scriitorilor, publiciștilor, poeților și tot așa mai departe, care au ținut să fie prezenți la ediția din acest an a festivalului concurs, alături de o parte din concurenții înscriși în lupta pentru premiile puse la bătaie, s-a mutat la biserica din localitate și cimitirul unde au fost lăudați într-o veșnică pomenire Constantin Ștefuriuc și Mircea Mutrici, la locurile unde cei doi își duc somnul de veci, un grup de elevi de clasa a patra de la școala academician Haralampi Emil Hăiescu Udești, reprezentând Centrul Cultural Unirea de sub Oadeci, coordonați de învățător Aneta Iacob, au susținut și scurte momente artistice din opera celor doi.
Viitorul peniței în România, ca să vă parafrazez, se arată bine, este unul îmbucurător. Lucrările au fost la un nivel destul de ridicat, valoric, și din acest motiv și departajarea s-a făcut foarte greu. Doar la câteva sutimi au fost departajate locurile, premiile. Și, într-adevăr, a fost o participare destul de ridicată. Au fost mai multe lucrări trimise la acest festival decât la cel de anul trecut de la Labiș. Așadar, practic, acest festival, iată, își onorează tradiția de peste 20 de ani, fiind un festival căutat în țară și mai mult decât atâta vreau să subliniez faptul că au fost acoperite aproape toate zonele țării cu participanți. Câți dintre actualii participanți, actualii concurenți, îi vedeți peste câțiva ani în SSB, în Societatea Scriitorilor Bucovineni? Din SSB nu pot face de parte decât cei de aici și îi văd pe majoritatea, pentru că toți au potențial, toți au demonstrat că au clar talent la scris și pot deveni veritabili autori de cărți în viitor. Au fost sucevenii mai buni decât ceilalți concurenți? Sucevenii sunt foarte buni de obicei, nu pot să spun neapărat că au fost mai buni, dar vom vedea când se vor da premiile în funcție de ce premii au primit, dacă au fost sau nu mai buni. Dar nu, ideea nu este aceea că ar fi mai buni sau mai răi, ideea este că cu toții pot deveni scriitori și pot ajunge să scrie cu adevărat marea literatură a acestei țări. Acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, să cânte. Ulciorul țării s-a umplut cu păsări, ca stele pe legendele cetății. E noi un sentiment de bucurie din toate câmpurile libertății. Țara de pâini, trecută prin legende, azi e o zi cu fructe și fântâni. Lasă-ți drapelele
lasă-ți drapelele să ardă și să cânte, să-ți izvorască doinile din mâini. Constantin Ștefriu, patrie de grâu, în vară inima-i de grâu, nici muzica nu calcă pe picioare. Un râu culcat spre cer, un râu ascunde trufuri de mestece în diafane. Aproape-i muntele de dor, câmpia așteaptă mirele de taină. O fântână de lumină mă însor și patria mi-e pagiște și haine. Constantin Ștefăriu, stea duioasă, în de clor, în stele, viziuni în cer își cată. Apele umble de sculțe în cămașa lor de fată. Călăreți pe dealul, plopul, poartă colpul lunii pline. Sunt sentimental și tragic când se ating șerpe de mine. Stea duioasă de copil, amenință somnul ierbii. Cade soarele în genunchi și la gață în coarne cerbii. Ne mutăm în păsă trupul și suntem frumoși ca grâul. Hai să ne jucăm de-a lumea. Tu ești salcea, eu râul. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. Motrici ochii caselor, imaginile călătorind cu popasuri atrase de ochii caselor, gânduri ocrotite de geamuri abrupte legănate de pânze de păianjă, speranțe în prag de oglinzi turtite, priviri în așteptarea clară cu dorul sprijinit în revărsarea ploii de pe draniță, vârtejul clipei sub apăsarea timpului, iar amăgirea alunecă de sub grinda roasă pe prispa rostogolită în ogradă, țurțuri măsurând chipul iernii. Obloane scărțâind înaintea orelor de taină, adâncime cu voale acoperind ploapele ferestrelor sub aștia lungă, vitralii cu giuvaiere clipind în îmbrățișarea luminii, calma al culorilor strânse pentru a încânta căutarea, deschideri de zăr la hotar. Mircea Motrici, uși încremenite. Ușile stau încremenite în amintiri. Focul dorului urcă spre porțile cerului, într-un februarie ajuns în calendarul primăverii. Doar pădurea are puțin spre raza amurgului. În grădină, trei câini mari, trei mici și o pisică își caută stăpânii plecați pe coama pădurii. Mircea Motrici, cheie, cuvântul are farmecul tău. Un inim, un privir, un șoapte pe vârful întăcerii. Te topește, adorm cu el. Lenan să-l porți cu tine, închis-o într-o amintire ce deschide fereastra în timpul călătoare. Mircea Motrici, prăbușire. Cineva s-a jucat cu cei dragi mie, dăruindu-le o veste cu spin. Cineva s-a jucat cu inima mea într-un moment de cădere. S-a bucurat aruncând cu tristețe. Cineva a vrut să mă doboare, mai rău decât boala, iar cavalerii vorbelor s-au grăbit să dea anunțuri de condolianțe. Mircea Motrici, poiana ochilor. Fiecare are poemul lui, în gest pe buze, în priviri, în nerostire. Fiecare are poemul lui, ascuns în poiana ochilor, ce așteaptă să fie cules, în tăcere, în gând. Fiecare poem își alege poetul precum izvorul care își caută stâncile. Mircea Motrici, poarta copilăriei. În alergarea sufletului spre poarta copilăriei caut chipul mamei. Vin pași încetiniți ai tatei în semn de scuză. În alergarea sufletului spre poarta copilăriei caut ochii mamei. Vinea plecarea tatei, obosit de bulgărele vieții, ce se rostogolește încet, încet spre sută. În alergarea clipei, caut vorbele mamei, vine tăcerea tatei când mă privește prelung. În alergarea anotimpurilor, caut ușa deschisă a casei, vine tata cu cheia ruginită.
Așa cum era și de așteptat, festivitatea de premiere, unul dintre cele mai așteptate momente ale celei de-a doua zi a festivalului, a avut loc la Căminul Cultural Mircea Motrici din Udești. După înmânarea acestora, unii dintre tinerii poeți și scriitori, prezentând publicului lucrările cu care s-au înscris în concurs. Deci se acordă mențiune specială de excelență Elenei Bălășanu din Caracal, la secțiunea poezie. O altă mențiune specială de excelență se acordă elevei Denisa Ștefana Popa, de la Liteni. O altă mențiune specială de excelență se acordă Cristinei Maria Crudu, din Suceava. O altă mențiune, de asemenea specială, se acordă Cristinei Borcan, din Călăraș. Cristian Borcan. Continuăm cu premiile. De această dată, premiul revistei Bucovina Literară se îndreaptă către Teodora Vlădianu, din Suceava. Premiul revistei Orașul din Cluj-Napoca către Cătălin Ioan Panțâru, tot din Suceava. Se acordă premiul revistei Hiperion din Botoșani Antoniei Andra Mihăilescu, tot din Suceava. Premiul al treilea se acordă lui Robert Trașcu din Râșca. Încă un premiu al treilea se acordă Ralucăi Maria Panait, din Caracal. Premiul al doilea la această secțiune poezie, Emiliei Nedelcov, din Iași. Deci la această secțiune poezie, premiul întâi se acordă Denisei Arcip, din Suceava. Aceeași Nicoleta Florescu primește premiul pe care l-am obținut și eu acum vreo 15-16 ani, Constantin Ștefuriuc. Felicitări! Urmează marele premiu Marta Isanos, care se acordă poetului Cosmin Pârghie. Felicitări! Se acordă premiul întâi Violetei Alina Țiguleac, Suceava. Roză. Nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam să stau în fața dumneavoastră ca premiantă. Vă mulțumesc frumos. Scriu de foarte puțin timp și chiar mă bucur că rezultatele sunt pe măsura muncii mele. Mulțumesc. Copiii care au discurs au ceva de spus pe lumea aceasta și vor face lucruri pe lumea aceasta. Și marele premiu Eusebiu Camilar se acordă lui Horia David Munteanu din Iași. Eram la școală, țin minte, am venit acasă, aproape plângeam când am întrebat-o pe mama și mama m-a pocnit atunci rău de tot, plioscola peste față, fără să-i zic așa, ca în viața mereu. Și mi-a zis, asta ca să ai de ce plânge. Nu i-am înțeles gestul, mai ales că era mama. Și la mintea mea de copil, de atunci mama nu-și plesnește niciodată copil. O mamă își iubește copilul. Știi, atunci am aflat că sufletul nu e atât de frumos ca în Biblie și că sunt momente ca astea când îl simți ca un cazan cu apă clocotită care te oparește. Da, și nu ai bani de spitale private, de Viena, ciriști. Te uiți la tine și ești un adevărat tranșeu în care explodează totul meleu de cum te naști și până ce mori. Nici măcar alcoolul, care e un apalm de nota 10 și pe care mi l-a arătat mama așa de frumos ca un film văzut din spatele scenii, nașterea lui, maturitatea lui, uite cât de frumos e și care a trebuit să spulbere cu fiecare înghițitură totul, praf și pulbere să se aleagă, cum să ales din Sodoma și Gomora și România, dar nu. Amintirile sunt sensibile și la ultrasunete. Uite, Cosmine, uită-te bine la tine, loc de veni ai amintiri care vibrează pe limba lor. Mama mi-a povestit niciodată despre tata. De atunci de când m-a plesit, am trecut sub tăcere multe întrebări. Asta nu înseamnă că ele nu revin ca acei cerșători care nu înțeleg că nu-i momentul acum,
și că trebuie să mai aștepte până. Am contribuit peste tot să găsesc o poză cu tata și nimic, de parcă realitatea, da, crematoriul ăla încăpător, l-a înghițit pe tata și l-a șters complet din memoria colectivă. Nimeni nu vorbește nimic, nici măcar istoria care mai scapă din când în când câte ceva. Cosmine, ăsta e un spectacol de teatru greu de digerat de mine. Cosmine, mă simt ca Luis de Funes, pus în scenă de un estragon sau un Vladimir, pe o bancă în pat și lângă mine e mama și realitatea și istoria și tot să văd, uite, și tata, întreb eu, un gol se aude numai atât și ea râs, de apoi o dorință nebună în mine, galopa surzitoră în căutare, prin deșertul voit și tot mai încăpățânat de râsete al mamei, tocmai al mamei. Și Cosmine, scena asta se repetă în capul meu așa seară de seară. Am început să scriu poezie în secret, serile în care mama se punea să bea de una singură, eu scriam poezie. Acolo l-am întâlnit pentru prima dată pe tata în Cărnășoasă. Acolo am stat cu el de vorbe, am auzit glasul, numai acolo. N-am îndrăznit niciodată să-i spun asta mamei, n-am îndrăznit să-i spun că poezia a trădat-o și că vorbește. Au trecut ani, am continuat să scriu poezie. Tata mi-a fost în tot acest timp ca Vergil pentru Dante. Când am intrat la facultate, când am început să beau, ajunsese la un moment dat să nu-mi dau seama dacă cel care vorbește sunt eu sau poezia. Știam un lucru, că tata e cu mine și asta mi-a ajuns. Mama a murit de cancer, era într-o seară cu cer senin, glacial, sticla ascuțită, brici. A vrut atunci să spună ceva, am plecat urechea, sunetele se pierdeau ca vapori de gaz în aer. Mi-a făcut semn să-i dau să iau o gură de alcool și am dat. Am văzut cum a încercat să înghită și n-a putut. Încerc ca un părul resecat, i s-a scurs din gură întreg conținutul. Lacrimile m-au împotrivit atunci, clipa era prea dureroasă. Ca o cardea transparentă plină cu țep cu care m-am înfășurat, din cap până în picioare, strâns. Să-și pierzi mama nu e ușor. Nici măcar atunci, în ultima clipă, noi am vorbit de tata, să-i spun că l-am cunoscut, să-i spun că i-am vorbit și el mi-a vorbit, să-i spun că, spre deosebire de realitate și istorie, poezia asta ne ține acum pe toți o familie. Despre conștiința pătată, despre serile aventuroase, viața se poate numi ceva chestie compromisă, când astea îți rămân mici și fiecare mamă pe care încerca să o ai a devenit urâtă. Mă hrăneau certurile conjugale pe lângă care ai crescut. N-am terminat de diluat mințile bolnave, n-am ieșit afară. E vorba de cât de mult am căzut, pentru că a intrat lumină multă în cadă să-și spele păcatele, pentru că a evitat fertilizările in vitro, carpe diem, pentru că au ajuns pământ de flori, pentru că adunătura de hormoni și speranțe aducea cu o cutie pe care nu se grăbea nimeni să o desfacă. Un bătrân dințos, orbite spălate, cu două muște presinte în fundul capului, am râs mereu în fața celor ca mine. Mi s-a pus spada pe cei ca mine. M-am rușinat în fața caligilor, în fața vârfitorilor infecți, care mi-au completat viitorul contrar dorinței mele. Mi-au spălat păcatele. Pe axa asta au încăput atâtea. Dislocări, mâncăruri acre pentru a doua zi, suspiciuni, dialecte, intimitatea motanului gri, indecența și singurătatea lui, dar noi, împreună nu am mai încăput. Pentru că tu nu ți-ai spălat păcatele. Pentru că așa cum erai, deform și crud, aveai dinamici murdare și umeri siliconați despre care nu știu nimic. Suferi de sindromul omului care iubit și continui să muști din carnea putrezită ca pasărea ce încearcă să-și alăpteze puii ce și-au luat de mult zborul către o altă mamă. E amuzant cum în urma unei despărțiri, punctul culminant se găsește întotdeauna după desnodământ. Te trezești dimineața, în aceleași condiții metro, se anunță furtună. Și tu orbecoiești cu degetele scoașternuturi în căutarea unei ultime raze de soare și uiți că distanța dintre doi indivizi este definită ca fiind incertitudinea de la ora 12, când nu știi dacă există o noapte. Ești bolnavă și suferi din cauza antidotului, o romanță în care unul dintre ei moare și cel de-al doilea scuipă conținutul. Nu e vina ta că te-ai născut în ziua greșită, în anul greșit, sau poate într-o viață greșită. Sunt erorile din urma unui calcul mult prea dificil, întrucât a dat cu virgulă și ca să camuflezi oroarea, ai pus punct. Tu să fii puternic, afundă-ți suspinele, coase-ți rânde. Nu toate femeile au norocul scris în frunte. Tu ia markerul și arată-le că ești independentă. Scrie-ți singură viitorul, șterge cu un buret de trecutul. După ce ai terminat, nu uita de vânătării. Știi că duminică la biserică va trebui să poți fusta. Inspiră și expiră, așa cum ți-a sugerat doctor. Mai este puțin și cel mic se întoarce la școală. Încă 8 ani și 2 zile și pleacă la facultate. Nu este așa greu să arunci un zâmbet de 3 ori pe zi. Uneori ai impresia că chipul s-a obișnuit și nu va mai trebui să te prefaci. E ora incertitudinii. Beți un pahar de vin. Distanța dintre cei doi a dispărut.
Tu ai ales, ești cea care a scuipat conținutul. Astăzi vă voi citi tablăul. Bătrânul își rezema capul de poalele rochii care acoperea trupul fetei moribunde. Ea era tot ceea ce avea, ea și tablourile. Ei izdobit de putere și aproape lipsit de speranță atunci când începea să ruga. Nu a fost niciodată un om credincios, dar știa că aceasta putea fi ultima lui formă de căință, de regret, de înțelegerea păcatelor și poate speranță. Puțină lumină se revărsa din geamul murdar pe chipul copilei, ștergându-i paloarea buzelor și obrajilor. Galbenul ultimei frunze de toamnă, deja necat în cenușiu ploilor dinaintea primei zăpezi, se regăsea acum pe fața atât de dragă, cuprinse cu privirea subsolul mizer în care locuia. Patul vechi, aproape rupt de trecerea anilor, pereții umezi. Aceasta era lumea lui. Nu mai avea rost să se revolte tocmai acum, doar să se roage. Măcar câteva zile. Repeta continuu și și-a adunat toată energia pentru a încerca să o facă pe fată să trăiască. Simțea că ea va muri curând și înțelegea că zilele ce vor urma vor fi un chin pentru el. Îi era frică să o piardă. Doar două lucruri iubise toată viața. Trupușorul firav al fetei, din care sufletul părea să retrage, și tablourile. Puținele pe care reușise să le vândă, nu aveau nimic de face cu arta, cu adevărata artă. Iar din banii pe care îi avusese puși deoparte, după ce plătea tot ceea ce era necesar unui trai modest, bani pe care îi numărase uimit de cât de repede îi se strecurau printre degete, ca și cum un duh necurat îi subția, ei bine, cu banii aia cumpărase medicamente care nu păreau a putea schimba ceva. Se ratase ca pictor. Mâna nu-i fusese niciodată sigură. Ochiul, deși surprindea ce se afla sub coaja lumii, nu putea recupera miezul. Culorile păleau odată întinse pe pânză. Încă de mic stătuse la colțul de stradă și vânduse desene cu reproduceri nu prea reușite. Sau mici pânze ce nu puteau încânta decât niște suflete superficiale. Nu a fost niciodată mulțumit de vreuna dintre creațiile lui. Deși la început îi se spusese că ar putea deveni cineva și într-un final renunțase la ale mai vinte, chiar dacă viața era mizeră și banii tot mai puțini. Îi se strângea sufletul să le arată celorlalți ce făcuse, să întindă mâna și să arate așa cum era, mic, neputincios, un om obișnuit. O perioadă a fost rușine, s-a închis în sine, refuzând să mai deseneze. Se purta ca și când retina îi devenise o pieriță opacă la ce era în jur, abia dacă mai schița ceva la rugămințile fetei, care îi cerea uneori să-i facă o floare în flutere, să se traseze contururile unui chip pe care îl zărea printre grațiile subsolului după ce se îmbolnăvise. În acele momente în care observă cum unica lui fericire va fi pierdută pentru totdeauna, simte nevoia să picteze pentru a nu se mai gândi la suferința fetei. Ar vrea să o deseneze. Îi tremură mâna de dorință. Îi se încordează inima. Simte că tot ceea ce a adunat în viața lui plină de păcate și de eșecuri trebuie pus pe pânză. Că fata trebuie să vadă asta. Că, dacă ea moare și el lasă să treacă momentul acesta, ea va lua cu sine imaginea unei vieți risipite, a unui tată care nu a putut nimic, a unei lumi urâte, lipsite de sens. Și lui nu-i va mai rămâne nimic. Știa că îi va desena chipul. Fusese un om zgârcit, uneori orgolios. Și spera ca măcar atât să poată face pentru ea. Măcar atât să poată lua de la viață și să-i ofere ei. Lumina ce pătrundea în încăpere era tot mai blândă și din departare se auzea sunetul grav al clopotului. Bătrânului îi era frică să se dezlipească de trupușorul fetei, dar, cu un efort ce-i se păru supraomenesc, se duse să caute un colț de pânză. Nu avea nimic, nici o bucată de carton, nimic. Descoperă icoana, singurul obiect valoros pe care îl avea. O primise de la un călugăr. În urma ajutorului dat la pictarea zidurilor mănăstirii, un semn al frumuseții și al unei fericiri care nu-l mai motiva decât prin absență. 23, vă rog. Se încruntă către el, mâinile îi tremură. Își scotăci cu portofelul vechi, vizibil rău de vreme și caută fiecare monedă groasă. Dacă nu avea să aibă suficient, dacă pleca de acolo fără să-și lua porția medicamentoasă pentru următoarele două săptămâni. Avea să se târie ca un vierme în țelună până când, într-o zi însorită de primăvară, avea să iasă, sprijinându-se de un baston scorojit, să se plimbe în parcul de alături. Și, privind contemplativ la un cuplu de tineri, să se împiedice de o piatră și să cadă. Lumea se va prăbuși odată cu el, cerul va apăsa cu toată presiunea splendorii sale asupra lui, răsuflarea lui din ce în ce mai greoaie îi va fi furată de păsări, gândaci, avioane, pădure, flori. Alo, domnul, dar mișcați-vă, că mai suntem și alții! Vocea dura
masive din spatele lui îl trezește la realitate. Nu se poate să iau doar o folie azi, non? 11.61, 10, dacă aveți card, catena. Era și ea nervoasă. Nu avea să înțeleagă niciodată. Nu avea să înțeleagă că el abia ajungea viața asta de pe zi pe alta. Că avea să primească pensie abia peste o săptămână, că nu avea bani să-și cumpere decât un colț de pâine și câteva atât de necesare de astfel medicamente. Cu ochii umezi, îi întinde o bacnotă de 10 lei și un card. Și el, bătrân, de câte ori îl scosese oare să-și economisească ultimul leu pentru o pâine? Ea îi înmână folia cu o privire încruntată, pisită. Poate avea doar o zi proastă, sau poate că se săturase de bătrâni negocind cu cruzimea vieții pentru încă o zi în plus vieții lor, o zi cu lacrimi, cu regrete, cu răbdări prăjite. Ce ție și cu viața asta? Următorul era un domn bine îmbrăcat. Ce suplimente alimentare mi-ați recomanda? Merg la sală, curând am ceremonia de nuntă, știți dumneavoastră? Spuse el zâmbind larg și semeț. Am fost și eu odată ca tine, gândi bătrânul, dar tot să fii ca mine. Ieși târșindu-și picioarele și ștergându-și ochii cu manșeta cămășii. Ce ție și cu viața asta? În fața unui bloc, un puștan aruncă pietricele într-un geam. Pietricele, înțelegeți? Din alea de pe jos. Le ia năvălit toată copilăria la loc în cap. Observă că e privit și se înroșește până în vârful urechilor, dar continuă să arunce. Se deschide geamul și apare ea. E blondă și zâmbește. Vii? Vin. Și atunci bătrânul, mergând mai departe, șoptește cu amărăciune. Ce ți-e și cu viața asta? O pisică neagră îi taie calea. Își face trei cruci și își scuipă în sân de tot atâtea ori. Doamne ferește, zice și grăbește pasul. La intrare, pe o bancă, vreo două bătrâne vorbesc încet, una cu alta și nu se uită în jur. Bătrânul nici nu se mai oprește să dea binețe. N-are cui. Toți ăștia îl consideră un ursuș, un neghiob. Prietenii lui i-au murit de mult. Au mai rămas în urma lor amintirea vremurilor bune și o tablă de șah undeva, prin pod. Și ea, decolorată și prăfuită. Își caută cu greutate cheile prin buzunar. După ceva vreme le găsește. Când se deschide ușa, le scapă. Trece un puș de vreo 10-11 ani și bătrânul îl roagă să ridice cheile. Nici nu se închisește, trece mai departe, iar el se vede nevoie să-și aplece șalele, să le ridice. Nu are certitudinea că se va mai ridica. Ce ție și cu viața asta? Urca nevoios, cele câteva trepte până la etajul întâi. Stă la apartamentul 4, dar îi se pare că a urcat etajele unui bloc tur. Respirația este greoaie și sacadată. Nu mai are putere în picioare și se așează pe scaun. De vreo câțiva ani, scaunul ăsta e tovarăș vrednic. Se întoarce acasă și, ca de fiecare dată, se așează direct pe el. Scaunul scârție, urându-i parcă bun venit. Apoi, merge în bucătărie să-și ia pastilele și să ciugulească prin colț de pâine învechită. N-are altceva și nici n-are cum. Stânga împrejur și se îndreaptă spre dormitor, spre canapeaua învechită, roasă de moli și scămoșată. Se descalță de târlici și își urcă picioarele în pat. Întins pe spate, închide ochii. Cu fiecare tic-tac al ceasului mai trece o clipă. El le numără până adoarme. În curând nu mai are ce număra. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Respiră din ce în ce mai rar, până când nu se mai aude decât tipăitul ceasului. Unde-i Neptun? L-a căutat peste tot. Nu e după Uranus, nici sub birou sau în cutia cu amintiri, lângă mâncurile tale de țigară și florile uscate. Când ai plecat, m-am simțit ca Pluto când i s-a renegat statutul de planetă. Ai construit pereți imaginari între noi, acum pomul însângerează la cât am încercat să-i sparg. Nu renunț. Îți urmăresc zâmbetul din pozele vechi. E o retrospectivă bizară, acum abia ajung să te îmbrățișez. Privești în gol peste umărul meu, eu închid ochii de fericire, desenez constelații pe spatele tău. Tresar când îți strig numele, îți amintești că sunt aici, în brațele tale. Alunec prin idei absurde, mă blochez în ochii tăi impenetrabili. Oamenii se schimbă și uită să ne avertizeze. Love you, set your soul on fire. Ai promis că te întorci, n-ai făcut-o. În acest magazin, planetele nu-și modifică nici traiectoria, nici paranoia.
nu se zărește nici cotlonul înalt, unde bunica mai păstra ceva pentru mine. Fița de la sobă stă agățată într-o balama ruginită de anmiolți, gata să cadă și ea. Cuptorul adânc, cu aromă de plăcinte, a căzut în durerea prăbușirii. Pereții au dispărut sub mantia albă, amestecându-se cu pământul ogrăzii, unde mirosul de romaniță și mentă mai alunecă și acum prin cămări. Podul casei a fost înghețit de cineva, sau poate l-a luat luna într-o sau poate l-a luat vântul într-o noapte fără lună. Și gardul obosit e tot mai rar. Va dispărea și fântâna, așa cum a îngenunchiat și cuhnea și părul acela cu două soiuri de pere și lăcrămioarele de lângă șură, ascunsă și ea acum. Și poama aceea neagră din care curgea gustul gros și dulceag și pașii molate ce ai bunicului îmbrăcat în cămașă și țar. Dar oricum s-ar nimeri, frumoasa alba mea mireasă, ea o străină îți va fi și noi vedeam bătrân acasă. Frumoase zestre până-n pod, pe lada nouă așezată, și în ziua nunții de norod, mireasa nu mi-ar fi jucată. Străină-i bucuria mea, ți-ar fi tătucă ca și noră, norocul întreg ce-o lumină din dragostea mândurora. Și nu-i avea un nepoțel pe prispă vara ca să-ți zică, să-i prinzi de un fungă un fluturel, să-i dai un pui de rândunică. S-a nopta, stam singur pe dealul meu natal, s-a auzit în preajmă un foșnet stins de șar. Era în largul lumii, ca un atom pierdut. Când ai venit, văzduhul de astre s-a umplut. Tăcuse universul ca un semn. Curând se auzea în preajmă doar ierbile crescând. Doar câteva frânturi din ceea ce a reprezentat ediția 24-a Festivalului Concurs Rezonanțe Udeștene. Am ținut, după cum vă spuneam și la debutul întâlnirii noastre din această seară, să vă oferim aceste imagini pentru a vă face și dumneavoastră o părere dacă nu ați avut posibilitatea să fiți alături de organizatori și de participanți la ediția din acest an. Organizatorii se pregătesc deja pentru cea de-a 25-a ediție, una care, cu siguranță, o spunem încă de pe acum, va fi și mai și, având în vedere vârsta frumoasă pe care o va împlini, un sfert de secol nu este puțin. Felicitări le spunem organizatorilor, le spunem celor care s-au ocupat de această manifestare culturală, de Festivalul Concurs Rezonanțe Udeștene până acum. Mult succes le urăm celor care se vor ocupa de el și în viitor și îi asigurăm că vom sta și noi în continuare cu ochii ațintiți pe ceea ce se întâmplă în acest festival concurs de talie națională. Cine știe, poate odată cu ediția 25-a va deveni și internațională. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Suceava în direct, dar până când ne vom reîntâlni, rămâneți alături de TV Plus Regional și să auzim numai de bine!